Asta duc? 2 milioane. Milioane mașor aduci. Iau și o iei din loc. Este ca producător de mauștiu. Asta și a rămas în satele noastre câteva văcuți. Suntem la Făleș Doltu. O plouat, îi glod. Romaniță. Tânăra generație duce vaca la șireadă. Neața! Ce clasă ești? Da. Și ghinii trezești dimineața la șesă? Da. Ori nu te bună voie? Ei, dacă nu e la casă, mă trezesc. O duci la... la cârd? Da. Bravo! Atât au mai rămas din cârd. Acolo se adună și de acolo îți duc mai departe. Îți place laptele? Nu prea. Eu sunt tot din categoria așa. Nici lapte nu beau, dar nici cu vaca nu mă duc. Dar trebuie. Bravo pentru curaj și implicare și muncă. Încă o doamnă cu văcuța. Le-au adus la grădiniță. Ah, s-au dus în altă parte. Ce, vreți să o cumpărați? Da, sigur. N-am unii să o țin la balcon numai. Și e cată mâncare. Ați mâncat lapte tot cu 4,25 cum mâncăm noi? Apoi că am venit să vorbim despre lapte cu 4,20. Cât o mai rămas din cârd? E, puțin, ea că și noi am sută. Adem înapoi să vorbim cu lumea. Da, că o duc, da. Hai. Căruță mai modernă. Gata. Bună dimineața încă o dată. Suntem la Fălești, satul Doltu. N-am fost, dar e că am ajuns pe aici. Am venit să discutăm cu dumneavoastră despre griji, nevoi, lapte, campanie electorală, politicieni, văcuță, buhai. Eu zic că astăzi am venit și văd cum ați scos văcuțele la șireat, dar pe 11 scoatem buhaie din Parlament. Ia spuneți, care e problema cu laptele aici? Văd că sunteți toate cu vasele. Care e mai curajoasă? Noi suntem curajoase. Da, eu cu Matale am făcut câteva schimburi de și mi-au plăcut. Ia spuneți, cât e de motivant să ții o văcuță la casă? E greu. Cumpărăm mai ales anul ăsta, tot am cumpărat. Începând de la luțernă, jom, crupii, tot am cumpărat. Și dăm laptele 4,25, dacă e de bază 37. 37 grăsimea, dacă e 37, apoi 4,25. La 37, dacă este. Dacă este așa un... Bă câteva zile se ridică, bă câteva zile scade brusc. Și dacă îi scade, apă cât e? 3 lei. Depinde după grăsimea la și grăsimea ieși. Oho. Asta e tot problema noastră. Că cu asta, cu pensii... Dar unii îl duc ei laptele mai departe? Nu, dar noi și știm. Nu vă spune. Nu și făcut șeful niciodată adunare, că noi am șerut de multe ori. Dar n-a cerut. Eu știu, sunt alte prețuri. Eu am văzut în altă parte prețuri mai mari la lapte. Da, păi dacă o garafă de apă e 11 lei, o garafă de kvas care le place la copii e 11 lei. Și laptele, apoi, și laptele 3 lei, dai cu 4 lei. 4 lei. Și dumneavoastră rămâneți numai cu munca. Cu munca, da. Plătești vaca, plătești și ca... din o gradă și ești fără nimic. Așa e? Și nu-ți ajunge pensia, nu-ți ajunge de leacuri. Câte văcuți au rămas în sat? Că am văzut... Câte? 70. Încă sunt multe? Au fost 130, 160 au fost. 180 au fost. 180 au fost. Și acum în jumătate. În jumătate, da. Este și un gând, nu știu, vorbim clar. Spuneți! Cât e? Să gândește guvernul, de ce se întâmplă, de ce prețul ăsta mic? Cum vă explică? Cum vă explicați dumneavoastră? Sunt
absolută, cu scris că soare la guvern, dar nu știu, mai vii, trebuie să spun la guvern. Este macaroane, pe urechi ne-au pus. Macaroane? Pe urechi ne-au pus, că au scris că soare la guvern, să ne mărească nou, da. Asta, prețul la lapte. Dar noi asta, n-avem contract. Asta care prinese de la, de la noi, doamna Cate. Ei, eu v-au spus că au scris că soare la guvern. Noi să ne mărească laptele, da. Yo. Este cu macaroane pe urechi, cum spui. Ei, da, și iarna ne adaugă cu 20 de bănuți și vara scade. Și... Iarna cu 20 de bănuți crește. Dar de ce adaug? Că e mai puțin lapte? Și vara se consideră mai mult? Iarna e negrată. Înainte, vara e ieftinie. Era 30 de kilogram. Dar muia e... E 425. Dar vara îl pune în 350, dar toamna îl pune în 375. 350, 375. Da. Dar acum nu e cealaltă. 425 și anul împregiu. Și gata. Da, dacă, dar noi n-avem nici dacă contact. Ești la grăsimea de 35, da, fac așa ca să nu ieși. Și îți faci că nu ieși. Da, fac așa ca să nu ieși, cu aparat și ala cu... Dar în magazin îți cu adus din România, 35 grăsime, 21 de lei 50. Adică așa la e lat, 35 grăsime în coroapcă, 21 de lei 50. La 1,5 grăsime, e 19 lei 50. Unde s-o văd asta, 1,5? 1,5 înainte aduceau nișabrat, că nu era 1,5. 2,5, 2,6. Și pentru un tânăr fermier, pentru motivant să lucrezi? Pentru motivat să lucrezi, că nici n-ai cu cine te apuca de lucru. Că pasaina îți spune bieță în roate. La noi e șansa să o apucați, să mai pui, să strângă în altă parte. Și dacă lumea aici și dă una că dă la dată dă banul. Dar aici uleac sunt târziat cu banul și dăm lumea început să duc înapoi aici că e imposibil să trăiești, că n-ai cu și cu altceva cu și să trăim la țară. Unica rezistența țăranului care nu lucrează, da. Care mă ține o văcușoară, o oiță, o asta, asta e tot. Și dacă nu dai aici laptele, ce faci cu el? Nu dai laptele aici, îl faci, mai faci smântână, mai brânză, mai dai la rudă, la doilea și altceva și. Rămâi cu nică. Rămâi cu nică. Dacă mai ții un porc, acolo poți să-l mai dai la porci. Că... Altceva cu nică nu poți să faci. La piață te duci, minus dar acolo sunt, fui. Sunt a lor, au fiecare client lor, dar care zi de zi la piață, se duc și eu dat acasă, îi sună, le astea. Adică poți să te duci și la piață, dar ca să șezi cu laptele tău la piață, trebuie să te duci o, două, trei, patru săptămâni ca ei să te cunoască, să-l guste, până să-l guste, până, dar până asta ia, pierzi laptele ăsta. Și în afară de piața de la Fălești mai mult? Nic, nu, în afară de piața la Fălești. Mai vine o femeie care, două, trei, care prin sat, care au un copil, un nepot, îi vine, mai vine, mai iei o bancă mai de lapte. Și asta e tot. Altfel nu vine nimic cu laptele, să iei o bancă de lapte. Am înțeles. Nici nu știu ce să vă spun. Guvernanța ar trebui să gândească și la omul ăsta de la sat. Nu se aducă brânză de psihotare și noi rămânem fără nicio capeică. La pe eu de când tot strâng în gura mare. La și la lumea asta de sat, că a rămas ca să câțiva oameni în sat. Rest sunt prăștietă. Sunt prăștie toți pentru că n-ai cu ce trăie. Dacă nu vreau oamenii de la sat, și la oraș n-aveau pâine, n-aveau lapte, n-aveau carne, că asta tot... Dar nici acum nu ies, dacă nu s-a dus și de psihotare, că de aici, de la noi, omul... Ei nu-ți mai cumpără porci, stai la fel, ești, stai, mai vând. Tot că așa e cumpărat, e așa o băcată, dacă nu pui în apă și că nu șergi, să faci... Rămâne... Ce ar trebui să se întâmple? Cum vedeți, Ișe? Ce ar trebui să se întâmple? Să căutați filmul despre Vlad Țăpiș, să uite la filmul și ala și Vlad Țăpiș așa a spus. La boieri, aduceți în țară și ei și nu se produce. Aha. Restul este aici. Restul este aici. Apașă și ei trebuie să facă, dar nu să ne aducă brânză de psihotare, ne aducă poamă, mieri, aici la noi se produc. Cartofi, morcov, tot este, da. Carne, lapte. Noi am mai vecu și trăie, dar așa de cu și... La televizor, Facebook n-a arătat când un om se dea cu curechiul lui pe deal. Dar pe eu am arătat. Nu, n-am, nu mai știu de minte. Și curechiul nostru șede pe deal, dar ei aduc din țări străine la noi și vând. Dar cine aduce? Omul ăla a ieșit în pierdere. Dar cine aduce? Dodon aduce, vă spun eu. Dodon aduce și curechi și morcovi și altceva și cartofi. Știți că anul trecut au adus 46.000 de tone de cartofi de psihotare. Și anul ăștia stau cu cartofii. Da, da. Acum vin de la Cahul, la Cahul piepeni, castraveții, 3 lei. Și nu-i poate vinde omul. 3 lei. Cu toată munca care a făcut-o. Și ăștia aduc castraveți din Turcia. Piața e 25, 30. Ați înțeles, da? Da.
Păi da. Foarte normal. Până acum, dacă mai iei, duci și duci la piață, mai vinzi niște brânză de oaie, orice. Nu te duci, nu poți vinde, pentru că aduc din Bulgaria niște brânză, nici brânză nu poți să-i numești. Așa l-ai produs de brânză? Da. Așa dacă îl pui în apă, eu îți faci culoare albă la atât. Și îl vinde cu 45 de lei. Bun, înțeles că la pensiile și la salariile care au moldovenii noștri, o să ia... N-a scumpri și natural făcut. Dar trebuie să mai gândească, oleac, că... Dar știți că pe 11 sunt alegeri. Știm noi destul de bine. Nici n-ar trebui să ne ducem la alegeri. Lumea e vinovată, nu trebuie ducă. Nici pe unul nu trebuie ales. Nici unul nu se gândește la țăranul ăsta de jos. Toți suntem frumoși, toți suntem buni, până la alegeri. Toți ne promit, toți ne dau, când e vorba de amă, că o ajuns în scaun, gata, s-a terminat cu toate. Uite de promisiune. Da. La noi în sat, dacă... Și dacă nu vă duci să acupi 11 la alegeri, ce crezi că se întâmplă? Da. Ei supărați cu ceva? Uite, dar eu știu cum ne supărăm, nu-i supărăm cu nică, dar ori să ne chemă, ei nu se gândesc, nu vreau nică, dar să mai uite, v-am mai spun încă de un film de desene animate, și trei așa generali și e care pe insulă, da. A trebuie toți încărcați și duci pe o insulă și să le dăm cu ce și trăim noi, să vadă el cu ce trăiește, că sunt de la sat trăi, guvernanții ăștia, poate sunt unul, doi de la oraș, dar restul sunt la sat. Și știu cum e de greu la sat. Că noi ne culcăm la 12 și noi oara 5 și ne sculăm. Pentru vei nici 1000 de lei noi ei, dar te mângâi că, da, vând lapte și... Dar lapte și ăla când s-o coți, plătești vacari, plătești... Mă. Și uitați-vă anul ăsta... Da. Glodul până la genunchi? Da, sunt drumuri care le-am mai făcut, dar la noi aici pe vale nu au făcut deloc... E... Strașnic și... Dar nu, ei degeaba s-au cluit. Da, dar oricum, ori vă duci, ori nu vă duci, ei oricum, dacă nu vă duci și nu votați, au să rămână tot ei. Și atunci încă e mai rău, pentru că ăștia de 30 de ani nu s-au schimbat. Nouă ni se pare dintr-o parte, dar băieții ăștia au rămas. Știm de treaba asta, știm de tăte, dar e strașnic. Domn Vasilie, ia să falimentez multe voturi. Au să falsif și au să fraudez. Ei nu vezi că e la ce... E vorba că beca de la Partidul PAS a fost pensat și zici că pe numere. Dar mă dăm cecul, dar nici nu vor spui pe număr. Că să bludnicească lumea, că, dar, să nu, că fiecare spune că în buletinul de vot e numărul 5, oare e numărul 11 și domn Vasile, oare nu știu cine așa la pe 20. Și ei nu spui pe număr și care să duc și să vrei pe numărul 5 să-l voteze, să-l cală 5, dar unii 5, la unii să vadă un 5 acolo așa să iei și să spui ștampilă, așa stai tăt. Dacă știu. Și asta să te pierde la alegeri. Dar oamenii în sat știu cine candidează. Care mai sunt informați? Multă lume este care nu poate ști limba asta latină. Da? Chiar așa? Da, mă învârșt niște ăștia care au învățat-o, chirilica, pe stăt loc. El se uită și el zice că eu nici nu înțeleg ce scrie aici. Mai gândi dracu să scrie da? Dictația și mă, dar și cine este? Eu știu cine este. Și da, măcar să cunoască cineva un znac ceva, care la partid, la țâni, ori... Dar dacă erau numeri, îi spune la om, chiar că e numărul ăsta, e numărul ăsta. Da. Dar cum credeți? Schimbăm guvernarea? Se schimbă guvernarea pe 11 sau rămâne tot Dodon, Cușor, cu Voronin? Sperăm, trebuie răsturnați aici. Trebuie răsturnați. Nu mai decât. Cât mai mult ca de depinde de parlament. De al de Maia Sandu, de ăștia care vor să facă pentru țaran, care le dă întrebări concrete, că ce ai făcut timp de 4 ani de zile. Și la 4-lea an de mandat, a 4-lea an, el a vrut să aducă în țară 200 de miliarde de euro, ori de dolari, de ce au avut. Cine și să iei în credit. Dar Maia Sandu, timp de 5 luni de zile, a adus 6 milioane. 6 miliarde. Ei, lăsați miliarde aici, sunt mari, se îngălcește în mintea. Noi avem o căldare de lapte, nu avem ce face, cu unde noi grăim de miliarde. Noi trebuie să avem grijă, frate, să hrănim populația asta, să avem grijă să vindem producția care o creștem în magazinele noastre. Noi asta trebuie să avem grijă, că noi ne gândim la banii care ne-au să ne dă europenii. Drumul nostru în care parte? Să știm cu mâna întins, să așteptăm să ne dea Europa. Când trebuie să facă locuri de muncă, să-și șadă tineretul în sat, nu să puși, să mă scuzați cuvânt. Eu am fost și în Europa și am văzut. Și nu vă gândiți că e mai frumos decât aici. Dar drumul nostru... Sunt tot așa și drumurile, sunt și bruienii pe sub garduri ca la noi. Mult nu trebuie să ducă tineretul să șteargă fundul. Mult tineret este care nu să înceapă o afacere și avați, facă, să...
Maslia, dar unii se face în Moldova asta, dar chiar se ție 100 de vaci. Unii se produc laptele și ala, că ei dacă l-aduc de pește hotare cu da. Praf și ala, că ei n-aduc lapte. Dacă îl produci, chiar că îți dă capiști pe dânsul? Și dacă îl produci, îți dă capiști pe dânsul. Și cineva, el intră în minus, că el are acolo 10 lucrători, trebuie să plătească nalogul, trebuie să plătească și ei. În primul și în primul rând, ei nalogul pun cât, că să-l plătească. Dar mai departe, ei nu se uită. Cum dumneavoastră ați fost și ați filmat la omul și al cu stână, și i-a cerut 40.000 de lei, apășa ei întâi șer banii ăștia și pe urmă... Îți dă două șocane în cap și duce acasă. Două șocane în cap, două cioare în cur și vinde tu cu prețul ăsta dacă ți-i place. Dacă nu, altul a să vii și ați cumperi 40.000 locul sau 50.000, sau 70.000. Da. Și de atâta și fiecare țăran pierde încrederea în tot. Ia uite cum stau butălcuțele. Ele au fost la lapte, la Leod Fertadiem. Aici la Dolto a plouat. Care sunt problemele cu care se confruntă satele noastre? Pentru că polițienii noștri ies la televizor și spun că noi am să luptăm cu nu știu ce, noi am să luptăm... Corupția. Corupția. Da. Dar omul când n-are și mâncat, gândește la corupție? Da, nu. Corupția că e moarte foame. Sunt moarte foame. Ne gândim și la corupție, ne gândim și la corupție, pentru că din 2000 luptăm, e ca eu cu fratele meu, mai sunt mai mulți. Sunt 21 de cotaș. De cotaș care pământul. Dintre care... Și și cu dânsul? Și cu, și cu dânsul. O anulat titlurile, s-au făcut o judecată prin drept, fără acordul primăriei, fără acordul nostru și l-au anulat. Cum l-au anulat? O anulat titlurile noastre și s-au făcut aici. Prin o judecată... Mai scurt, ați avut pământuri cu acte în regulă, cu titluri și justiția la cheremul cuiva, o anulat titlurile și ați rămas fără pământ. Pământul este, dar eu l-am pus în altă parte. S-a schimbat, da? De pe astea categoria întâi, mi-au dus pe 3. Și ați plătim. Mers în instanță? Ați... Am fost. Ținem pământul de categoria 3, dar plătim impozitele pe pământul de categoria 1. Care unii trebuie să fim. Unii trebuie să fim. Mai scurt. Cine te... am adresat și nu e o... V-ați judicat, ați mers în instanță? A fost doamna Maia Sandu, a făcut adunare înainte de alegeri și am apelat și la înainte dânsa. La da, înainte de a intra la guvern și o să zic ați ne ajute. Nu știu. Cu asta și-o rămas. Cu asta au rămas. Da. Eu pot să vă spun un singur lucru. Acum dacă spunem că ia ca noi să facem, ia ca nu știu ce, dacă nu schimbăm guvernarea asta, a lui Dodon, Șor, Voronin, câți mâna asta de bandiți, nu putem face absolut nimic. Îi spovești cu zmeu că noi aia schimbăm. Aici trebuie schimbat radical. Băieții ăștia care au falimentat statul trebuie scoși și aruncați în afara sistemului cu tot. O parte dintre ei trebuie să meargă în pușcării deodată, din parlament, le ieși duci deodată în pușcării. Pe Tauber, Voronin, toți ăștia trebuie mutați la pușcării și depus la lucru. Nu să-i hrănim încă gratuit. Și după asta să începem reformele, schimbările. Una din prioritățile noastre este susținerea fermierului și a producătorului autohton. Și aici spunea doamna, tot ce avem în țara noastră crește, se produce aici, să fie la raft. Eu aș cumpăra, doamnă, produsă de aici, de la Doltu, lapte, carne, ou, dar să fie lângă mine, în magazinul meu de la Colț, la Chișinău. Și dacă eu nu am acces, eu nu pot veni la Doltu în toată ziua să cumpăr găini sau să cumpăr lapte. Numai că ăștia au făcut o rețea de 200-300 de supermarkete mari, aduc producții străine și împlă, rafturile împlă cu găini din Brazilia, cu găini de unde vreți. Și eu cumpăr, că n-am încotro. Eu trebuie să mănânc ceva. Nu în magazine, dar duceți-vă la piață, că piața e plină. Cu mieri, cu poamă, cu roșii, cu și vrei. Păi și vă spun, trebuie să susținem oamenii noștri, să îi impunem prin lege, ori să creăm o rețea de magazine în care să ne vindem producția noastră. Și atunci dumneavoastră veți avea mai mult de câștigat, toți împreună. Dar nu putem face lucrul ăsta până nu ajungem la guvernare. Acum se dă o mare bătălie. Pe 11 iulie ori vor rămâne ăștia care au condus ultimii 30 de ani și ei tare vor să rămână la conducere, ori noi vom avea șansă să avem o majoritate pro-europeană. Rugămintea mea este să votați democrația acasă. Eu sunt Vasile Costiuc, reprezint o echipă de băieți tineri cu inimă, care țin la neamul ăsta. Nu suntem fiori de generali, fiori de ministri, fiori de deputați. Suntem băieți simpli din satele noastre, cu școli, cu studii. Sunt fermieri, sunt avocați, sunt oameni de treabă. Dar depinde de oameni. Dacă oamenii au să ne dea un vot de încredere și au să ne susțină,
noi am să venim să vă sunim în continuare. Eu am reușit multe lucruri să fac până am ajuns la dumneavoastră. Am oprit tăhoția cu grâu, că nu știa nimic că ăștia fură grâu de rezerva de stat. Am mers aici nu departe la dumneavoastră, la pădure, și am oprit tăierea pădurii ilegal. Am mers și le-am oprit scoaterea țevilor pentru irigație. Ăștia sunt nebuni. Nu, nu ne plouă, noi avem țevi în pământ rămase din Uniunea Sovietică, că ăștia le scot și le dau la metal. Săreau la mine la bătaie. Dar nu eram nici deputat și nu sunt deputat, nu sunt ministru. Am reușit cu un telefon să schimbăm cursul. Acum rugămintea mea, eu nu pot să vin să vorbiți cu oamenii, cu măhălenii, cu rudele, cu prietenii, ca pe 11 să votați democrația acasă. Noi nu avem pliant, iată, sigla e așa. Asta e tot ce vă pot spune. Vasile Costiuc, democrația acasă. Dacă ne ajută bunul Dumnezeu și avem o majoritate pro-europeană, vă zic eu că veți avea o voce puternică în Parlament. Eu am să vin și după alegerile astea, indiferent care va fi rezultatul. Bătălia și lupta se dă. Dacă nu schimbăm acum cursul, peste 4 ani de zile, dumneavoastră veți fi mai în vârstă, tinerii se duc și mai mult pe psihotare, că aici n-ai perspectivă. Pe Gheorghe nu mai poți ține aici la Doltu. Și cine mai lucrează în satele noastre? Care au mai rămas? Aici sunt vârstni și ați rămâi care nu pot duc scotare să-i mă iei la loc. Care își mai iau de mai de mult o leacă de 3-4 ani zile lucrează. Vezi că nici bătrânii noștri n-au nici pensii, n-au nici asigurări medicale, nu te poți duce la spital. Sunt 1 milion de probleme, n-avem drumuri, n-avem pensii, n-avem bani. Te duci la spital cu o boală și vii cu două. Ați văzut că l-am filmat de una spionieni, s-a dus că avea un ochi bolnav și unul sănătos. Da. S-a dus să-l opereze și l-a scos special sănătos. Dar și prima dată? Da, dar pui, te apucă drașii când te uiți, te strângi în schinare. Mă tez, mă mai adresez mai departe. Ce facem pe 11, domnule? Votăm. Ne susțineți? Votăm, Vasile Costiuc, eu am zis, v-am sunat și nu mi-e rușine să spun în public, v-am telefonat după cazul și ala când Matalia ieșe din păduri și o zi, două, te-am sunat, Matalia, 23 mai te-am sunat, pe 20 mai te-am sunat. Dar ții minte toate astea. Și atunci, noaptea când ploua. Și atunci noaptea când dumneavoastră ați filmat. Când ați găsit pe pădurariu. Așa e. Înseamnă că pe 11 avem... Votăm democrație acasă. Eu v-am spus dumneavoastră în dată. Doamne ajută. Mulțumesc pentru susținere și încurajare. Eu sunt alături dumneavoastră, eu sunt alături. Eu sunt unul din 9, din 10 copii, eu sunt noulea. Da. Tata nu mi-a lăsat moștenire, mi-a lăsat un caracter pe care e ușor de... Tata e din 28, ca să știți. Nu mai este de mult, dar mi-a lăsat un caracter combativ. Eu nu-s fată, mare-s bărbat, mă iau de gât cu oricare. Care împotriva neamului, împotriva noastră, mă iau de gât cu el. Și mâine, dacă va fi necesar, ne batem cu toți drașii ăștia. Aia ăștia, în loc să-i bage la pușcării pe cei care i-am fugărit, l-o scos pe Filat, l-o scos pe Platon, i-o scos toți bandiți cei mari. Și vin și... Și ne povestesc. Am ușorul, zic că el vine, el candidează iar. O să-l aleagă, doamnă. De asta vă rog foarte mult. Vorbiți cu oamenii, cu măhălenii. Nu-i lăsați, că-s frații noștri, îți derutați. Ăștia îi cumpără cu macaroane, îi cumpără cu hrișcă. Dați-l cu ouă băhlit, iată, cu vărguța asta, dacă îl prindeți cu unul, cu leocul, dați-i cu varga pe schinare, eu vin să-l filmez. Cu leocul e de nu doare. Nu doare. O bucată de sârmă. O bucată de sârmă. De șes. De șes. Mult. 30 de ani. Cum să spun? Îți ce de șes, că dacă nu știu, faci cum o popoșe, știi, agrăie, e deputat. Da? Tapco. Dacă știi sfuri. O luat un flag, nu știu de acoi și de putat. Așa. Mai scris ești supărat rău. Da, nini tot una. Da? Da, lampușe. Păi da, dacă ți-i da lampușe, până să arde lampușe cu tătul. Până nu mușești, nu-ți dă nimeni. Da, da, ia că voi mușiți, și? Și? Și dacă mușiți? Păi, dar nu sunt de acord. Rămâi cu munca. Numai cu munca e și cu spisocul. Rămâi cu munca. Și cu spisocul. Și baliga și baliga trebuie să o plătești, să o duci. Plătesc la om să o încași și să o ducă. Și o plătești buruiași și trebuie să o ceturi, vor prășit. Și tot e muncă. Era vorba compensație pe lumină, gata. Nu mai dă. Nu mai dă. Era vorba că să ajute copiii ăștia care școală noi, să ajute până la 18 ani cu 200 de lei. Ia că și care copii și de deoparte, când așa mănâncă la bostan, șepte, dar nu pentru copiii ei trebuie să vorbească altcineva să-i scoată.
Așa e, doamne. Era cu 200 de lei. Își duc de la Doltul la Păleștinoi. La noi o școală așa de frumoasă și acolo într-un sarai. Lunga acolo e mai bună. Școala. Și se duc, ia că și de aici în ploaie, în insoare, copii, când duc la școală. S-a fustit. Poate că n-am dinți. Doamne, ăștia ne-au scos și dinții să nu mâncăm. E special ne-au scos dinții să nu mâncăm. Eu știu că așa o copii. Bem numai lapte. Noi le putem scoate. Trebuie să le dezbatem noi dinții, că altfel am să murim de foame, doamne. Școala a închis, spitalul a mântuit. Amuie, poate cineva vrea să ducă la lucru, că este unii. Au închis grădinița. Au închis grădinița. Anilu, voia că învață la Chișinău. Și grădinița au închis-o la Doltul. Și copiii unii duși. Care și cum acasă? La Doltul nu-i grădiniță. Nu, este grădiniță, este grădiniță, dar nu lucrează, că de săptămâna asta nu. Lucrează să concerc de vară. Mai scurt. Te duci la lucru, dar copilul trebuie să aleși în măhală. Ia că domn Vasile să duc la noi oameni la lucru, în boci, până la genunchi. Ia-te, ia-te, doamna. Alioana. Las că sunt frumoase cizmele, albastre, genic nu sunt roșii. Pune-te da. Drumul cealaltă. Ce spunem de nou? Aveți drumuri bune? Da, sunt foarte, foarte bune. Mai ușor îți cuberi și bodic să faci drumul. Da, suntem în partidul ușor și ne-au făcut drumuri, au promis și nu au mai făcut nică. Absentează partidul ușor? Da, dar primărie e în partidul ușor. A, primărie, am găsit matale concret. Nu, eu nu sunt partid. Și au promis că ar să facă drumul și nu au mai făcut nică. Ia că mergem în și bodic. Ce trebuie să înțeleagă cei care îl mai cred încă pe hoțul ăsta de miliarde? Nică. Nu știu cine ați la putere, dar nu-i bunică. Arată pe stăt locșor că drumuri europene, dar la noi lasă vie să filmezi acolo, să și drumuri europene, avem noi. Tot e numai drumuri. Îți ca în Israel drumurile. Da, da, taman nu ca în Israel. Îți iei și botele. Și pleci. Și te duci pe drumuri bune. Nu ești la muncă, trebuie să duci și pleci. Am înțeles. Mulți ani, stimați domni și doamne. Vă salut cu mare drag. Multă lumea să afle despre satul Doltu, că până acum n-am știut nici eu. Și pare mult sunt satul Doltu. O tras apă? Da, dar canalizația unde? Cât e lățimea un cubul de apă? 7, 8, 9. De la noi 15, când fântâna făcută de colhoz rămasă. Păi dar poate bani mai mulți decât... Noi câte am dat? Noi câte 1000 și ceva atunci. 2650. Plus, fără canalizare. Da, dacă îmi plătim apă, plătim 15 lei de cub și scrie apă și canalizare, dar canalizarea nu e. Vin din urmă. Da, 15 lei de cub când, când era făcut în jumatea noastră. Mă, dar dacă oamenii nu se revoltă și plătesc... Dar de ce nu se revoltă? A fost întrebarea, a fost pusă de asta, de câte ori ne-am adresat. La cine să ne adresăm, cine să ne facă? Pentru că nu înțelegi. Consiliul local, vă zic eu. Nu, a venit Consiliul local. Of, doamne, pe 11 iulie susțineți democrația acasă. Asta e rugămintea mea, cu asta am venit aici. Da. Mă duc mai departe, vă salut cu drag. Vă mulțumim.